Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Chestionarul CryptoVineri și astăzi avem un proiect un pic mai interesant, pentru că nu se potrivește pe modelul pe care l-ați mai văzut aici. Este un pic diferit, pentru că astăzi avem o companie care oferă servicii în acest domeniu. Și mă feresc să-i spun direct exchange, pentru că face mult mai mult de atâta, dar o să vorbim mai multe despre proiect împreună cu Andrei Brătuc, ca de obicei. Salut, Andrei! Salut, George! Iar invitata noastră de astăzi este Irina Scarlat. Bună! Bine te-am regăsit, Irina! Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu aici alături de voi. Noi ne știm deja de multă vreme. Mai știi câți ani? Cred că sunt vreo 12. Aoleu! Așa mult? Mulți, da. Irina este, să zicem așa, un C-level de carieră în domeniul de tehnologie, ca să o zicem mai fancy, dar mai pe românește ești una din femeile alea mișto care lucrează în companii de tehnologie de multă vreme, încât ai ajuns să înțelegi cum se mișcă piața asta. Da, am mai bine de 12 ani de când sunt în tech. Mă ocup, practic, eu sunt un profesionist în domeniul de marketing, dar marketing aplicat pentru companiile de tehnologie. Putem să-i spunem fancy growth sau putem să-i spunem marketing. Și puțină lume știe că în domeniul tehnologiei, mai mult de jumătate din oameni care lucrează acolo nu sunt programatori, ceea ce este foarte sănătos pentru că companiile astea trebuie să vorbească și cu oameni. Perina a mai cunoscut-o în perioada în care s-a ocupat de lansarea în România pentru Uber și pentru Revolut. Ambele proiecte de succes în țara la noi, care merg în continuare foarte bine. Dar tu ai mai adăugat o spirală la carieră. Nu vreau să întreb de ce ai plecat, pentru că mi se pare sănătos să mai schimb din când în când. Știu că dacă stai mai mult de 3 ani într-un loc deja, nu? Te înțelenești prea tare sau care e? Da, pot să-ți povestesc de ce am plecat. Au fost 3 ani foarte intensi la Revolut, a fost foarte mișto toată experiența, dar obosisem și aveam nevoie să fac o pauză. Nu am plecat de la Revolut la Bitpanda, pur și simplu am vrut să fac o pauză. Companiile se schimbă, mie îmi place foarte mult Reid Hoffman, sunt un mare fan și în cartea lui Blitzscaling el vorbește despre companiile de tehnologie și despre pirați, despre marină și despre poliție. Așa, pirații okay. Sunt practic cei de la început care descoperă pământul, apoi ai nevoie de marină care vine și construiește orașul, aduce oamenii, iar apoi intri în zona în care ai nevoie de ofițeri de poliție care merg pe străzi să vadă că totul exact, se respectă. Am construit foarte mult la Revolut și a fost o experiență foarte mișto. Am ajuns în partea de final a piraților, am trecut prin marină, apoi s-a schimbat foarte mult și compania în 3 ani, lucrurile se schimbă foarte mult cu licența bancară, cu pașaportarea licenței bancare, lucrurile deveneau mai birocratice, nu simțeam că mai e locul meu și sincer obosisem. Pentru că E un astfel de companie acum care trebuie să ofere servicii pentru mulți oameni. Însă partea de cripto este cu siguranță viitorul, știm asta, de aceea există și acest canal care se numește CryptoVineri. În caz că nu știa cineva. Și dacă vă uitați astăzi, indiferent ce zi scrie acolo, este sigur o zi de CryptoVineri. Irina, suntem aici să vorbim despre un nou proiect în care te implici și știindu-ți parcursul, trebuie să fi fost suficient de convingători angajatorii ca să te aducă aici. Zici și mie, care e treaba cu numele ăsta? De ce zice Bitpanda? Ne-am gândit că am vrea să fie ceva legat de tehnologie, bits okay. and atoms, bit, iar apoi zona de panda, pentru că ne-am gândit că este un animal simpatic. Nu okay. este o companie chinezească, este o companie austriacă. Mulțumesc că mi-ai răspuns la a doua întrebare. Deci nu sunteți chinezi? Nu suntem. Ok. Suntem austrieci. Austrieci. Iar fondatorii noștri, doi sunt austrieci și unul dintre ei este originar din Germania. Headquarters-ul este în Viena. O companie care este reglementată, nu este genul ăla de startup de cripto care este printr-un paradis fiscal pe undeva sau cu sediul în cloud. Avem un sediu foarte fizic în Viena și nu suntem localizați în niciun paradis fiscal. Cred că motivul pentru care am ales Bitpanda, sunt foarte multe proiecte, discutam mai devreme, sunt foarte multe proiecte care sunt semi-obscure în zona asta. Motivul pentru unele care foarte mari. Unele foarte mari. Foarte mari și se întâmplă, apoi vedem situații, intră pur și simplu pe piețe, investesc bani în marketing, își pun imaginea, logo-ul pe toate gardurile, după care sunt interziși să funcționeze într-o anumită țară, blocând banii utilizatorilor. Ce mi-a plăcut mie foarte mult la Bitpanda a fost odată viziunea, nu suntem un crypto exchange, suntem o platformă de investiții. Practic pe Bitpanda tu poți să investești în criptomonede, dar poți investi și în acțiuni, poți investi și în ETFs, poți investi
chestii și în metale prețioase, în funcție de buget și de apetitul de risc pe care îl ai. Și un lucru foarte important, suntem reglementați în toate țările în care funcționăm. Asta explică... Okay. Nu pot să vorbesc de creștere mai puțin rapidă, pentru că ne apropiem totuși de 4 milioane de utilizatori, avem hockey stick growth curve, deci nu vorbim de o creștere lentă, dar vorbim de o creștere mai lentă decât dacă... Față de ce bombe vedem de obicei, mai ales în zona de cripto. Adică... Bombe, ai zis-o direct. Da. Așadar, Bitpanda este o platformă de investiții pe creștere cu 4 milioane de utilizatori cu sediu la Viena. Da. Astea sunt informațiile cele mai de bază pe care putem să le luăm, fondată de austrieci și un austriac, să zicem așa, de origine germană, trei oameni cu nume nemțești. Și cu birouri în încă 9 orașe în afară de Viena, de la Londra, la Barcelona și la București. Că despre asta vrem să vorbim mai mult astăzi și partea de București ne interesează mai mult pentru că tu lucrezi acum acolo. Înainte de a merge însă mai departe, o să rog pe Andrei să ne explice un pic partea mai tehnică a proiectului. Cu ce se ocupă el, ce vede clientul atunci când intră pe proiect? După ce îți faci contul, și apropo mi s-a părut foarte rapid partea de verificare față de alte locuri, după ce intri în cont, poți să-ți alegi ce vrei tu să, în ce vrei tu să investești, fie că e vorba, așa cum a spus și Irina, de cripto, unde este un mod nativ de cripto, adică poți să depozitezi și să și retragi cripto, nu sub formă de contracte. Ai contractele pentru partea de stocks, adică să, unde poți să cumperi până și părți fracționare dintr-o acțiune, nu e necesar să cumperi o acțiune întreagă, și partea asta de commodities în sensul de metale prețioase și mi s-a părut iar interesantă partea asta de crypto index. Pentru cei cu probabil cei care vor puțin expunere în crypto, dar vor să fie totuși cu un risc destul de redus. E unul din produsele mele preferate. Nu sunt un expert în zona de cripto și așa am început să am expunere la industria de cripto. Practic, indicii de cripto funcționează ca niște ETF-uri, dar pentru zona de criptomonede și poți să ai expunere la o felie din piața de cripto. Poți să investești în top 5, top 10 sau top 25 criptomonede de pe piață. Ca volatilitate, având în vedere cum evoluează piața, de obicei toate evoluează în aceeași direcție. Deci nu e o modalitate de a te proteja la risc, dar e un prim pas către zona de expunere la industria de cripto și vedem ca profil de investitor, vedem investitori începători care vin la noi pe platformă pentru stocks, din ce în ce mai mult, având în vedere situația geopolitică, pentru metale prețioase, iar apoi își încep incursiunea în industria de cripto prin indicii de cripto. Deci cam așa se întâmplă. Acțiuni, metale și cripto. Depinde de profilul de client, pentru că avem și zona de crypto geeks, le spunem noi, care sunt investitori de criptomonede și care își diversifică portofoliile, asset-urile prin activele mai puțin volatile. Hai să nu le spunem neapărat crypto geeks, că e toată generația. Am văzut studii făcute pe milionarii mileniali și Gen Z și pe măsură ce devin mai tineri, mai ales cei care au ceva bani puși deoparte, au peste jumătate din banii lor sunt în cripto, uneori peste 3/4. Da, da. Cel puțin ăsta este un studiu făcut în Statele Unite pe milionari, mileniali și Gen Z. Ceea ce arată că ori apetitul lor pentru risc este mai mare, dacă vorbim despre cripto ca un risc, ori ei văd partea asta de blockchain și cripto ca fiind viitor. Dacă vorbim de milionari, e posibil ca apetitul față de risc să fie puțin mai mare decât în populația generală. Din ce am observat noi, într-adevăr, pe măsură ce vârsta scade, apetitul față de risc este mai ridicat, precum și deschiderea la nou. Însă, ce mă bucură să văd este că ar fi cei crypto geeks care sunt deja familiari cu industria, înțeleg tehnologia din spate, înțeleg că e mai mult decât despre volatilitate și despre un joc de noroc. Apoi zona de crypto enthusiast și din ce în ce mai mulți oameni intră în categoria asta, oameni care vor să înțeleagă, oameni care vor să aibă expunere la cripto. Și vedem asta nu doar la Gen Z, ci și la generațiile noastre. Cred că pentru aceștia este de fapt cel mai indicat acest tip de indice, în care înainte să începi să te documentezi despre fiecare proiect, probabil ți-e mai ușor
să accesezi un astfel de indice de cripto în care să ai un coș, pe dispunere un coș de monede exact, din care cumperi și nu știi. 20 și indiferent ce se întâmplă cu cea de pe 20 în caz de ceva că ea pică, este înlocuită de următoarea care vine acolo. Adică da, e și un pic și de, cred că ce e foarte important e că să poți gestiona tu. Indexul te ajută, te ajută practic să ai expunere la zona asta și apoi înveți să folosești platforma, înveți să te uiți la evoluția prețurilor. Cred că eu personal nu sunt de acord cu felul în care e promovată industria și asta i-a adus oarecum o conotație negativă. Se vorbește da. Foarte mult de volatilitate, se vorbește foarte pe mult de dreptate. Pariuri. Și pe bună dreptate și asta. Da. Pe bună dreptate. Pe bună dreptate. Sunt foarte volatile, dar n-aș vrea să încurajăm, ca să-l citesc pe Warren Buffett, n-aș vrea să încurajăm gambling-like behavior, pentru că nu e vorba despre noroc. E vorba și despre noroc și poți avea noroc, dar pe termen lung nu e vorba despre noroc, nu e vorba bine. Despre a fi curajos, e vorba despre a fi educat, despre a înțelege, bine. Despre a înțelege foarte bine care e apetitul de risc. Ca milionar poți să ții jumătate din avere în criptomonede. Ca persoană care n-a ajuns încă acolo, n-aș recomanda nimănui să-și țină 50% din venitul disponibil în cripto. E foarte important să înțelegi cum evoluează piața. Când sunt perioadele în care piața crește, vedeam înainte și asta mă speria oarecum, interesul crește foarte mult și lumea cumpără sus și apoi vinde jos, ceea ce înseamnă pierderi, pentru că nu sunt, cred că e foarte important să educăm piața. În momentul în care piața scade, ăla e un moment bun de a cumpăra și cred că ajungem încet încet în direcția respectivă și în direcția oamenilor care devin din ce în ce mai educați în a-și alege activele în care investesc și în a înțelege că nu există răspuns corect sau răspuns greșit sau portofoliu bun sau portofoliu prost. Există ce ți se potrivește ție în funcție de apetitul tău față de risc. Apetit sau nu de risc, toți știm că trebuie să asumi niște riscuri ca să câștigi ceva. Problema apare atunci când nu știi ce faci exact acolo și s-a aplicat la un moment dat la aviație, la industria aviației mema asta, dar eu cred că merge bine și la cripto. Cum poți să ajungi milionar în cripto? Intri miliardar. Da. Știi? Și e clar că prea multă lume cumpără sus și vinde jos și balenele cresc, care din nou manipulează piața. Dar n-aș intra într-o discuție acum despre toată piața asta, care are și ea problemele ei. Pe noi ne interesează platforma și aș vrea să ne concentrăm un pic pe felul în care poate fi ea folosită și apoi să vorbim și de unul dintre subiectele mai importante ale discuției de astăzi, oportunitățile de a munci la Bitpanda. Da? Dacă sunteți așadar pe chestionar, ne mai concentrăm un pic pe platformă, o las pe Andrei să treacă un pic prin partea asta de cum se depozitează, cum se comisionează și apoi venim un pic și vorbim și despre oportunități. Partea de depozitare și de alte chestii e super comună, doar că din ce am observat și mi s-a părut o chestie despre care vreau să te întreb, e faptul că aveți un fee și la depozit de cripto, ceea ce nu se întâmplă normal pe platformele pe care mai tranzacționăm. Și vreau să te întreb de ce există acest fil la depozitare. De obicei, el se regăsește în retrageri. E o întrebare foarte bună. Cred că se referă la depozitările de cripto de pe alte platforme direct în Bitpanda. Da. Fiul respectiv acoperă practic costurile noastre ca să aduci cripto la noi în storage și toate costurile noastre. Ok. De obicei, da, să spun, îl regăsim în fiul pe care l-ai la retragere și probabil că mă gândesc eu că pentru mine, ca și user final, mi-ar fi mai friendly să văd chestia asta doar într-o singură... Dar e un feedback foarte bun și chiar o să vorbesc cu echipa de product despre asta. E un feedback foarte bun. Dar care-i comisiona așadar la ei, uite, de exemplu, în momentul de față suntem pe posibilitatea de a depozita ETH în platformă și ai un minimum depozit. Până la acest minimum depozit ai un fee. Altfel, uite, spune deposit fee will be charged dacă amountul dețiu, dacă depozitezi mai puțin de suma asta, atunci ai un fee. Altfel, fee-ul este de 0 de euro. Adică e un fee mai mare în cazul în care depozitezi doar o sumă mică pentru, probabil, da, partea asta de asigurarea serviciului platformei și dacă nu, totuși există un fee mai mic. Chiar și la... Un lucru la care avem de sunt lucrat. Sunt sume micuțe, dar sunt, e o chestie care poate, ca mental, pe utilizator ar putea să-l deranjeze. E un feedback foarte bun pe care o să-l duc mai departe către echipa de product. Unul din proiectele la care lucrăm acum, din punct de vedere product, este transparența prețurilor și a comisioanelor. Cred că oamenii au nevoie, am descoperit că întreaga percepție, dacă un produs e convenabil sau nu, e legată mai mult de percepție decât de datele reale. Și lucrăm în momentul de față la un proiect de transparentizare, pentru că e una din valorile noastre ca și
și companie. Lucrăm la un proiect de transparentizare pentru a afișa clar care sunt, a avea o pagină dedicată care arată și a afișa clar în platformă, în timpul fiecarei tranzacții, exact care este comisionul perceput pentru tranzacția respectivă și a-l explica. Mi s-ar părea foarte fain. Și apropo de asta, iarăși am văzut că platforma este împărțită în două bucăți mari, cea de pro, probabil pentru geek și cum ai spus tu mai devreme, și cea normală pentru oamenii de rând. Mi se pare diferența iarăși foarte mare de fee. Pentru utilizatorii platformei normale, clasice, e undeva la 1,5% da, per fiecare tranzacție. Într-adevăr e o diferență de fee, vorbim despre broker și vorbim despre pro. Pro e, e un exchange propriu zis, trebuie să ai cunoștințe ca să poți tranzacționa pe pro. Eu personal nu m-aș descurca să tranzacționez pe pro, portofoliul meu este în broker. Broker este o platformă în care tranzacționarea se face printr-o apăsare de buton, fără să fie nevoie să ai cunoștințe de broker ca să tranzacționezi. E what you see is what you get. Foarte simplu. Da, și bineînțeles că poți tranzacționa, poți alege să tranzacționezi oricând pe Pro. Un număr destul de mic din utilizatorii broker se duc către Pro din cauza barierei educaționale, pentru că practic vorbim de un produs pentru profesioniști, un produs care e utilizat în principal de investitori instituționali, de investitori cu experiență. Da, da, înțeleg. Treaba e că pe partea pro, din ce am înțeles, sunt și mai puține opțiuni de tranzacționare, adică nu ai toate asset-urile. Toate perechile pe de... Asta probabil din motive de reglementare? Din motive de reglementare și lucrăm la asta, lucrăm la extinderea perechilor de active disponibile și pe, și pe zona de pro. Tocmai de asta, nu pare, pentru cei care vor să înțeleagă mai bine, nu este exchange-ul tipic de cripto, unde o să intri foarte și o să găsești toate chestiile, să le faci foarte rapid, tocmai din pricina reglementărilor, care de obicei sunt stufoase în orică. Dar reglementările astea nu sunt neapărat acolo ca să te încurce, ci pentru că operăm în Uniunea Europeană, știm clar că de important e pentru comisie ca utilizatorii să fie asigurați. Povestește-mi puțin despre partea asiguratorie a fondurilor investitorilor. Adică dacă eu vin și îmi pun banii într-un portofel la Bitpanda, bănesc comisioanele acoperă niște soluții de wallet destul de avansate. Ce puțin așa sper. Bineînțeles. Banii utilizatorilor trebuie să fie în permanență asigurați. Criptomonedele sunt ținute în cold storage, în așa fel încât totul să fie, totul să fie în regulă. Și avem toate asigurările de care... cerute de legislație, din păcate sunt diferite de la țară la alta. Asta explică și ritmul de creștere care, deși n-aș spune că e lent, din nou nu este la fel de rapid pe cât ar putea fi, pentru că cerințele de reglementare sunt diferite de la o țară la alta. Pentru noi e foarte important să le respectăm în fiecare țară în care funcționăm, dar asta înseamnă și diferențe foarte mari la nivel de product. De un exemplu, pentru România, care este pragul de asigurare pentru... Din fericire, n-aș putea să spun cifrele exacte, dar dacă vrei facem o discuție de follow-up cu echipa de product și legal, pentru că ei au... Vorbim despre un caz ipotetic, pentru că nu știm despre un caz istoric în care să fie avut vreo breșă de securitate sau fonduri pierdute. Nu, din fericire nu am avut breșe de securitate și fonduri pierdute, tocmai datorită faptului că punem preț pe zona de reglementare și pe zona de siguranță. Asta dar e foarte, în cazul foarte care s-ar întâmpla, în cazul în care s-ar întâmpla, care ar fi răspunderea față de utilizator? E o întrebare foarte bună. Din păcate nu știu să-ți răspund la ea acum, dar dacă nu s-a întâmplat până acum, noi avem încredere că nu o să se întâmple nici de acum încolo. Am înțeles. Ar trebui totuși să venim cu un follow-up și o să adăugăm în descrierea interviului. Sigur că da. Măcar un link către ceva. Sigur. Bun. Așadar, am vorbit despre cum intrăm. Am tranzacționat, avem niște comisioane la tranzacție și apoi să zicem că obțin niște fonduri în conturile de acolo. Da? Cum pot să fac off-ramp? Cum ies? Le transfer pe zona de cripto, poți să le transfer către alte portofele din exterior, poți să le conversești în fiat și să ți le trimiți către contul tău bancar, către orice cont folosești tu, sau poți folosi, momentan nu e disponibil în România, dar lucrăm la lansare, poți folosi card. Bitpanda Card, care este un card emis în colaborare cu un card Visa, de pe care poți cheltui direct activele tale, indiferent de tipul activelor, prin plăți cu cardul. Foarte interesant. Cardurile sunt o variantă simplă pentru cine are bani în cripto, se poate folosi oriunde. Și asta pentru a ocoli problemele astea de fricțiune cu băncile.
Da. În relația cu băncile din România, dacă vreau să fac on-ramp și off-ramp, ne-am mai vorbit despre subiectul ăsta, Andrei chiar a sunat la o mulțime de bănci din țară de la noi să vadă cât de greu este să intri și să ieși. Cât de greu este să intri și să ieși în Bitpanda? Momentan nu am avut probleme în zona asta. Am avut majoritatea utilizatorilor, din ce am văzut, de obicei fac on-ramp cu transferuri. În momentul de față încă nu permitem transferurile direct în RON. Și atunci varianta de a depozita practic în contul Bitpanda ca să poți investi ulterior, varianta cea mai simplă și convenabilă din punct de vedere al prețului este prin SEPA. Prin SEPA, da. Și atunci se fac transferuri euro-euro. Nu au fost probleme nici la retrageri, nici la depozite momentan. Contul de euro în care fac depunerea este localizat într-o bancă din? Este localizat într-o bancă din, am schimbat recent, cred că este Lituania, dacă nu mă înșel. Ok, cel mai probabil. Era, spune Lituania, totul este ce zonă aia. Nu, am avut o bancă din Austria. Okay. Și avem un paralel bănci, o bancă austriacă și o bancă din Lituania. Nu știu exact în funcție de țară cum sunt alocate. Acum, ca să mergem mai departe cu platforma și o altă chestie pe care o vezi la un moment dat, raportată și la treaba asta despre de fiuri, e faptul că dacă deții un anumit token, poți să îți reduci o parte din fiuri în funcție de nivelul vostru. Și mi se pare că, cel puțin când intri prima oară pe site, nu vezi atât de multe chestii despre tokenul BEST. E din nou un feedback foarte bun și sunt foarte multe lucruri de îmbunătățit și lucrăm la asta. Într-adevăr, chiar vorbeam cu colegii mei, avem niște produse foarte mișto pe care nu le-am dus go-to-market, nu a fost făcut așa cum trebuie. BEST este practic tokenul nostru, Bitpanda Ecosystem Token. În funcție de numărul de BEST pe care îl deții, ai un anumit nivel VIP care îți oferă comisioane mai reduse, îți oferă diferite beneficii. Am lăsat nou sistem de tiering în așa fel încât să nu fie foarte restrictiv, să poți fi primul nivel, ultimul nivel practic, level 5, de la câțiva tokeni deținuți. E un token de comunitate. Ok, da, okay. Asta am văzut. Eu uite, acum mă uit pe white paper care era emis la început în 2019 și văd că e cu totul altceva la partea de tiering. Presupun că între timp Da, am schimbat. Înainte aveam doar 3 niveluri, iar acum avem 5. Ok, pot să găsesc undeva. Da, ar trebui să fie nou white paper. Bine că, câte vreme le aveți sub 12, este bine că am văzut că există platforme care s-au dus atât de departe. Da, cred că un lucru care e foarte important pentru noi este să aducem, să comunicăm produsele mai departe către piață. Istoric, n-am avut o echipă de marketing foarte mare, cred că eram 80% din companie erau tech and product și atunci am lucrat la lansarea foarte multor produse, multe dintre ele foarte mișto. Am vorbit mai devreme de indicii de cripto care chiar ne diferențiază, sunt singurii care sunt disponibili în momentul de față, dar care nu au fost comunicate cum trebuie către publicul țintă. Și la asta lucrăm acum eu și echipa mea. Ok. Acum văd că am găsit și 2.0 de la white paper și într-adevăr văd că sunt mai multe tier-uri puse pe mai multe feluri de rewards. N-am apucat să le văd, o să mă uit mai apoi. E mult mai stufos decât ceea ce văzusem în viziunea de la atunci. Însă, o chestie pe care am văzut-o atunci era că unul dintre cele mai mari incentivuri ale acestui token era vorba despre un launchpad pe care trebuia să aibă loc pe Bitpanda. Ce s-a întâmplat cu proiectul de la launchpad? N-aș ști să-ți spun. Ok. N-aș ști să-ți spun. Okay. Ok. Pentru că fiecare exchange sau platformă are un loc unde propune proiecte noi, astfel încât să atragă comunitatea pe care a strâns-o în jurul exchange-ului și să facă partea asta de promovare de lansare. Da, asta era una dintre beneficiile pe care le aveai dacă dețineai tokenul, aveai acces privilegiat la aceste lansări. Da, n-aș ști să-ți spun în ce stadiu sunt acum și asta îți spun și de ce. Pentru că suntem în prim proces de relansare a tokenului. Practic am refăcut nivelurile, am publicat white paper-ul, dar suntem în proces de relansare, ne gândim în zona de beneficii și trecem practic printr-un redesign cu BEST în momentul de față. Okay. Deci de asta este puțin lăsat. Da. Okay. Da, și sunt multe lucruri de îmbunătățit, exact cum spuneai tu. Intri pe platformă, nu vezi absolut nimic de BEST. Și atunci, dacă am vorbit despre partea de platformă, mai e ceva important, Andrei, aici? Nu cred. Adică, în mare parte, concluzia mea cam asta este, poți să treci foarte ușor prin ea, super friendly, cum ar trebui curat, exact. Și, cel puțin, în momentul ușor de folosit. Nu am folosit azi, chiar azi de dimineață mi-am făcut contul, dar a fost foarte rapid. Dar pare extrem de simplu de folosit din punctul meu de vedere. Așadar, e pentru, să zicem așa, gândit pentru cei care sunt la început sau au ceva cunoștințe, nu sunt încă chiar
pro, da? Nu sunt super avansați. Și nu e vorba doar de cripto aici, nu e vorba doar de oameni interesați de cripto, ci de oameni care vor să investească destul de rapid și ușor pe mai multe instrumente. Și depinde foarte mult. Spre exemplu, fondatorii noștri îmi povesteau că ei își țin o parte din active pe broker pentru că e foarte ușor să le e foarte ușor să tranzacționezi. E foarte rapid, e mult mai rapid decât pe pro sau pe un exchange clasic. Și atunci pentru lichiditate și pentru viteză își țin activele pe broker. Da. Bine, acum o platformă simplă și atrăgătoare, știm asta și din exemplu altor platforme, însă de obicei simplitatea se vine la pachet cu comisioane destul de mari. Și dacă chiar vrei să câștigi din volatilitatea pieței și mulți oameni care intră în cripto, nu sunt neapărat pentru tehnologie acolo, sunt pentru a, să zicem așa, profita de pe urma acestei volatilități, trebuie să vedem dacă ești mai bine decât în alte locuri până la urmă. La asta abia aștept să lansăm pagina de pricing despre care vă povesteam, pentru că da, ești mai bine decât în multe, în multe alte locuri. Aș spune că din punct de vedere pricing, nu suntem, clar nu suntem cei mai scumpi, nu suntem nici cei mai ieftini, cred că suntem undeva la nivel de mijloc, ceea ce zic eu că ne clasează în zona de convenabil, având în vedere și partea de siguranță, și partea de reglementare, și partea de toată partea asta de siguranță și reglementare, e ok, o spui, dar nu e deloc simplă în realitate, pentru că ai nevoie de o echipă întreagă, de o echipă întreagă de regulatorii și legal care se ocupă de lucrurile astea și apoi o echipă întreagă de product care se ocupă de zona de, de zona de conformitate. Suntem în Uniunea Europeană și nimic nu e ieftin, dar ne place aici pentru că este safe. Și atunci, hai să vedem un pic cum aveți de gând să mergeți mai departe și să faceți lucrurile astea să se întâmple. E nevoie așadar de bunătățiri la platformă, e nevoie de produse, servicii noi și de utilizare, de ușurință în utilizare. Chestia asta se face cu oameni. Și după cum am stabilit deja, nu e nevoie doar de programatori, nu? Nu este nevoie doar de... Dar e nevoie și de programatori. Doar de programatori, e nevoie mare și de, și de programatori. Cred că... Suntem o companie de tehnologie. Într-o companie de tehnologie, primul lucru care contează întotdeauna e echipa tech and product. Asta okay. înseamnă zona de programare, tech, și zona de produs, product managers. După care, următorul pas este zona de growth. Iar în zona de growth intră tot ce ține de marketing, de la brand, la content, la social media, vezi nevoia de educare. Zona de product marketing, care se ocupă de tot ce ține de go-to-market, a produselor pe piață. Zona de comunicare, zona de user acquisition, tot ce ține de paid user acquisition, de la performance marketing, la referrals, la zona de parteneriate. Inclusiv ceea ce facem noi aici face parte din această strategie de creștere. Da? Adică degeaba e un produs bun dacă nu vorbești despre el. Și încă o dată pentru cei care n-au mai văzut chestionarul până acum, aceste interviuri sunt sponsorizate de cei care vin aici să-și prezinte proiectele, nu sunt scriptate, dar este de datoria lor, într-un fel sau altul, să vorbească cu comunitatea, cu potențialii lor clienți. Și ca să vorbească despre chestia asta, așadar o nevoie de oameni. Și unul dintre obiectivele acestui interviu de astăzi este să faceți achiziție de specialiști pentru hub-ul din București. Talent Hub-ul din București este condus de colegul meu, Rareș Huțanu. Rareș este unul dintre primii angajați, ai Bitpanda în Austria. Practic, la momentul respectiv avea mai multe oferte de, oferte de job și a ales Bitpanda pentru că i s-a părut că are potențial. Bitpanda era pe vremea respectivă o companie de apartament, o companie mică, sub 50 de oameni. Și era deja Bitpanda sau era la Coinimal? Era Coinimal încă pe vremea. Nu, era Bitpanda. Să nu ne aducem aminte. Aminte de trecuturile. Okay. Dacă ați auzit vreodată de Coinimal, nu mai există. Acum este doar Bitpanda. Da, cred că face parte din nume și cred că asta este una din glumele noastre interne. Ar fi fost foarte greu să ne prezentăm în fața instituțiilor de reglementare cu numele Coinimal. Oricât de amuzant ar fi fost pentru noi la momentul respectiv. Iar Rareș a stat la Viena până acum și uitându-ne unde să deschidem birouri, Bucureștiul e un oraș strategic. Bucureștiul e un oraș strategic atât pentru zona de talent tehnic din regiune, cât și poate deveni un hub de creștere în zona de growth. Pentru că, din fericire, în ceea ce privește reglementarea, pașaportarea licențelor, lucrurile astea s-au făcut deja și acum căutăm să recrutăm și în zona de, și în zona de growth, un head of growth pe regiune, care poate fi fie în București, fie în Polonia, pentru că avem birouri acolo. Rareș a luat inițiativă, a deschis Talent Hub-ul din București și s-a relocat din Viena în București pentru asta. Majoritatea echipei din Talent Hub-ul din București lucrează
bazează la soluția noastră de white label. Practic, pe lângă ce am vorbit mai devreme, broker și pro, exchange-ul pentru profesioniști, avem și o soluție white label prin care alte fintech-uri, prin care alte bănci pot oferi clienților expunere, oportunitatea de a investi în activele disponibile pe platforma Bitpanda. Iar echipa din România va lucra la dezvoltarea soluției white label și la integrările cu potențial parteneri. Deja am avut prima lansare cu Lydia, fintech-ul din, fintech-ul din Franța, și urmează noi lansări cu fintech-uri și bănci tradiționale destul de mari. Iar echipa din România de asta se ocupă. Cred că sunt deja peste 15 oameni în mai puțin de 2 luni de când am deschis biroul de aici. Și Rareș construiește o echipă, dacă nu mă înșel, investiția inițială va fi în jur de 10 milioane, iar Rareș construiește o echipă de 60 de ingineri. Oho, deci mai e loc încă de vreo 45 de oameni? Da, da, da. Doar pe inginerie? Back-end, front-end, quality assurance, testări, native developers, iOS și Android, deci... Toate zonele. Inclusiv partea de growth de care spuneai? Inclusiv partea de growth de care spuneam, și un lucru care e foarte interesant legat de oportunitățile de carieră la Bitpanda. Dacă te uiți la rolurile disponibile de la noi pe site, într-adevăr, dacă vrei să fii marketing manager România, nu poți să fii marketing manager România din Barcelona, din motive evidente, pentru că trebuie să fie aici. Dar majoritatea rolurilor, cred că undeva la 80%, 85% din rolurile de pe site, pot fi în multiple locații și, în general, preferăm ca oamenii din echipă să fie în jurul unui hub, nu neapărat în hub, dar în jurul unui hub, ca să aibă și conexiunea fizică cu echipa, dar angajăm talente și în orașe în care nu avem hub-uri, de exemplu. Pentru că nu trebuie să stai neapărat în București ca să lucrezi la hub-ul din București. Da. Așadar, puteți atrage talent din toată regiunea. Sigur că da. Din Iași, țara, din Timișoara, din Sofia. Din Moldova. Din Moldova. O flexibilitate crescută pe care am văzut-o și în, cred că tot la voi am văzut treaba cu concediile. Concediile mi s-a părut maximă. Da, cred că... De unde a venit? Agilia? Cred că e foarte important, ne-am uitat și... Pandemia a transformat multe lucruri și unele dintre ele în bine și a flexibilizat practic întreg mediul de lucru. Ca angajator, dacă te întorci acum la echipa ta și spui de mâine vă vreau 5 zile pe săptămână în birou, ai șanse foarte mari să pierzi cel puțin jumătate dintre ei. Se numește The Great Resignation. Da. Oamenii caută altceva, oamenii caută flexibilitate. Și acum... Noi suntem o companie cu creștere rapidă, cerem foarte multe de la oamenii noștri, presiunea în zona asta de hypergrowth e foarte mare, îți povesteam la început, gluma mea e tot timpul că anii hypergrowth sunt ca anii câinești, trăiești într-un an cât alții în 7. În contextul ăsta trebuie să le și oferi oamenilor ceva înapoi. Noi nu avem un model fully remote, avem un model de hybrid working. Hybrid working înseamnă că ne așteptăm ca oamenii noștri să fie aproximativ 50% din timp în birouri, acolo unde are sens pentru ei. Eu, spre exemplu, nu lucrez la birou din București acum, pentru că l-aș năuci pe Rareș cu call-urile mele. Dar petrec timp în Viena, petrec timp la birourile noastre din Europa și sper într-o zi să ajung și la biroul nostru, care am auzit că arată foarte mișto și e la unii review. Recunosc, n-am ajuns. Nu cred asta. Ba da. Asta este un nou record. Spre rușinea mea nu am ajuns. Oamenilor trebuie să le oferi și încredere. Le cer foarte multe, dar le și oferi în schimb. Și practic ce oferim? Zona de hybrid working, în care fiecare își definește cu propriul manager în ce birou, cât timp petrece la birou, în așa fel încât să petreacă și FaceTime cu echipa, dar și timp liber. Dar chiar dacă e la o negociere cu managerul, vin niște chestii by default, nu? Adică minimurile alea pe care poți să ți le iei, minime și niște maxime pe care poți să ți le iei de concediu pe an, de lucruri de la distanță, alea mi se par foarte, foarte atrăgătoare. Da, noi nu avem, pe zona asta, noi avem o cultură de libertate și responsabilitate. Adică? Din punct de vedere al liberelor pe an. Am lansat recent, anul trecut am avut un proiect pilot care a funcționat foarte bine, oferind două pauze de reîncărcare, recharge breaks pe an. Asta înseamnă că două săptămâni pe an, nu consecutive, la momente diferite, toată compania își ia concediu. Bineînțeles că oferim în continuare continuitatea serviciilor și a platformei și avem un număr redus de oameni din customer support, spre exemplu, care nu își pot lua concediu în perioada respectivă și deci apoi își iau în altă... Altă parte a anului. Da. Dar să zicem că, nu știu, a nins mișto în Alpi și vreau să mă duc sigur o săptămână la snowboard, mi-a anunțat șeful, vezi că o săptămână lipsesc, plec?
Da, avem concediu nelimitat. Noi nu numărăm zilele de concediu pe an. Bineînțeles, am primit întrebarea asta. Concediu înseamnă... nelimitat, stai puțin, mai zi o dată, cum? Zile nelimitate de concediu pe an. Ce nu ai 25, nu ai 30, nu ai 20. Totuși, nu? Nu poți să te duci în 150 de zile. Nu poți să-ți iei 150 de zile de concediu deci pe an, pentru că trebuie nelimitat să și livrezi. Dacă livrezi, n-avem nimic împotrivă. Evident. Dacă livrezi în continuare rezultatele pe care le ai și KPI-ul pe care le ai, deci n-avem nimic împotrivă. Deci e nevoie de un target pe care tu să-l atingi și în rest e treaba ta. Suntem o companie orientată spre rezultate și nu orientată spre activitate. Eu tot okay. timpul vorbesc și cu echipa mea. Nu mă interesează când lucrați și nu mă interesează cât lucrați. Mă interesează ce rezultate obțineți. Și dacă lucrați 16 ore pe zi și nu aveți rezultate, asta e o problemă foarte, foarte mare și prefer să lucrați 3 ore pe zi și să obțineți rezultatele respective. Nouă ne teamă mai degrabă în direcția de a nu-și lua oamenii concediu decât de a-și lua prea mult concediu. Și aici e foarte important ca la nivel de lider, de echipă, lider de companie, să luăm concediu așa cum ar trebui. Concediu deconectat, concediu periodic, în așa fel încât să ne reîncărcăm. Iar pauzele de reîncărcare, la început mă gândeam, ok, dacă concediu nelimitat, ce rost mai au pauzele astea? Și am experimentat acum partea cealaltă. Noi am sărbătorit Paștele weekendul ăsta, majoritatea colegilor mei au sărbătorit Paștele weekendul trecut. A fost foarte greu pentru mine să stau deconectată, pentru că mă uitam, e vina mea, mă uitam de curiozitate să văd ce s-a întâmplat, să verific. În contextul în care majoritatea oamenilor din companie sunt deconectați în același timp, înseamnă o vacanță fără FOMO, înseamnă o vacanță fără să verifici Slack-ul, fără să te cheme nimeni într-un call, fără anxietate. Și încercăm să le oferim oamenilor echilibrul ăsta, e foarte greu, mai ales în zona de tehnologie, mai ales în zona de tehnologie, în zona de pirați și de marină, când creșterea e rapidă, nu când ai ajuns în zona de big tech, presiunea e foarte mare și e foarte important, nu vrem să ne ardem oamenii pentru că nu-i ajută pe ei cu nimic, nu ne ajută pe noi cu nimic. Vrem să avem o cultură sănătoasă. S-ar putea ca până la urmă și Italia să aibă dreptate cu vacanța aia din august, când toate fabricile se opresc? Știi, e o chestie și în industria auto, iarăși sunt foarte, foarte multe uzine care se opresc chiar și o lună întreagă pentru retehnologizare, dar efectiv partea de manufacturare se oprește complet. Deci niște pauze sunt utile, sunt sănătoase. Ce alte beneficii mai aveți? Știu că partea de concediu parental iarăși este foarte important. Da, în România, unde concediul de maternitate este de 2 ani, poate nu este la fel de atrăgător, dar noi ce oferim? Oferim 20 de săptămâni de concediu parental plătit integral, indiferent de gen. Adică și tații își pot lua cele 20 de săptămâni plătite integral. Bineînțeles că în țările unde vorbim de 2 ani de concediu de maternitate prin legislație în România, oferim ceea ce este regula în țara respectivă, dar pentru mulți dintre colegii noștri e un upgrade foarte mare. Chiar râdeam acum pentru că în echipa noastră din piețe avem 3 noi tați într-o lună de zile. Și efectul pandemiei. Da, efectul pandemiei. Cu siguranță nu ar politicii, că politica este abia lansată. Deci, poate de acum încolo să aibă efecte și politica asta. Da, și ce mai oferim? Oferim posibilitatea de work from anywhere. Pe lângă faptul că hybrid working înseamnă că poți lucra din biroul tău sau din oricare alt birou Bitpanda, asta înseamnă 10 orașe din Europa și deschidem noi birouri mereu, poți lucra timp de 2 luni pe an de unde vrei tu. Asta înseamnă că dacă vrei să stai în Tenerife peste vară, poți lucra din Tenerife. Okay. Mi se pare foarte cool. Nu? De ce nu? Dacă cred că interacționăm oricum foarte mult online, echipele noastre sunt distribuite. Dacă mă uit la departamentul meu în momentul de față, am oameni peste tot. Când am venit în Bitpanda, undeva la 80% din echipă era în Viena. Acum cred că undeva la 45-50% mai este în Viena. Avem oameni în Londra, în Berlin. I-ați luat direct de acolo sau au plecat? Nu, am recrutat acolo. Când am venit, echipa mea avea 40 de persoane, acum are 100 și vom fi 180 până la finalul anului. Și acum sunteți practic în stadiu, dacă facem din nou metafora cu pirații, în ce stadiu este Bitpanda în acest moment? Unde îl vezi? În stadiu de marină. Deci ajuns deja marina. Și practic eu am venit ca să trec, să construiesc să construiesc un departament de growth funcțional și să gestionez procesul ăsta de tranziție de la pirați la marină. Okay. Ceea ce e foarte intens și e foarte provocator.
Deci preferi să faci trecerea asta de la Piraeus la Marina decât cea de la Marina la partea Nu de... pot să o fac pe aia. Nu înțeles. Nu, nu e specialitatea ta. Acolo growth-ul deja s-a stabilizat. Growth-ul se stabilizează, vorbești de produse care ajung deja mass market în piețe, vorbești de mai multe procese, de mai multe reguli. Eu sunt o fire foarte antreprenorială, sunt greu angajabilă de orice companie normală din cauza asta și îmi place să construiesc. Și atunci ăsta e momentul în care poți să construiești cel mai bine. Dar din nou nu există... Aud de multe ori, vai ce sexy e să lucrezi în startup-uri și ce nașpa e să lucrezi în corporații. Și nu e adevărat, e important să știi cine ești tu, unde te potrivești, ce știi să faci cel mai bine și să fii în locul potrivit pentru tine. Adevărul e că începem să învățăm și noi lucrul ăsta, că nu le putem face bine pe toate. Da? Noi românii care suntem buni la toate, nu suntem buni chiar la toate și este sănătos să știi că mie mi se potrivește genul ăsta de muncă și pot să o duc de aici până aici. Și după aceea predau ștafeta al cuiva dacă e nevoie. În momentul de față, cred că sunt extrem, extrem de multe oportunități, pentru că piața muncii s-a deschis foarte tare, se angajează foarte mult remote, sunt foarte multe oportunități. Cred că e important să fii omul potrivit în locul potrivit și să te duci cu plăcere la birou dimineața, că dacă nu te duci, n-are rost. Și totuși, Bitpanda ar trebui să fie locul ăla fain unde vreau să lucrez remote? Da, depinde unde ești. Avem și un Research and Development Hub, Blockchain Research and Development Hub, care este fully remote. Angajăm ingineri blockchain fully remote. Din nou, și ei sunt bineveniți în birouri dacă lucrează dintr-un oraș în care avem birou ca să cunoască echipa. Dar da, poți lucra și remote în funcție de echipă, în funcție de unde ești. Cuvântul cheie aici e flexibilitatea. Mi-a plăcut foarte mult când Chief HR Officerul nostru a zis: nu vreau să am politici stricte în zona de sunt companii care spun în cazul unui deces ai 3 zile, în caz de îmbolnăvire ai 5 zile. Noi avem o politică care se cheamă life happens, viața se întâmplă și mergem acolo în funcție, ne adaptăm în funcție de nevoile oamenilor din echipă. Până la un anumit număr de angajați merge chestia asta, că tribul este suficient de ușor de ținut sub control. O să vedem cât de mult o să reziste strategia Suntem asta. Suntem 1000 de persoane, am depășit 1000. Da, dar e un trib mare. Încă nu este o mega corporație acolo. Să vedem cât rezistă strategia asta, pentru că pe cât se măresc, atât devin mai rigide organizațiile și e de văzut cum se vor ajusta lucrurile astea și post-pandemie. Pentru că în perioada asta, din câte îmi dau seama, profitați evident și de partea asta de Great Resignation, mulți oameni care își schimbă cariera. Este și un domeniu foarte interesant și atunci sunt multe oportunități pentru cei care vor să vină să experimenteze, să vedem cum faceți retenție, să vedem cum facem ca oamenii ăștia să construiască chestii pe care să le poată preda unei alte echipe și așa mai departe. Da, asta e foarte important și este un proces, asta construim acum. E un proces de construcție și într-adevăr de acord cu tine, pe măsură ce compania crește, pentru că eu am venit într-o companie care avea câteva sute de oameni. Acum suntem deja peste 1000. Echipa mea a crescut de 3 ori și urmează să crească de... Care e targetul pe anul ăsta? 180. Echipa mea în jur de 1500 per total. Iată. Și asta vine în contradicție un pic și cu alte tipuri de companii mai clasice, că vorbeam de cele mari, care angajează oameni care produc bucăți, dacă într-un Lego de cod, care se duc la un alt departament și oamenii nu văd finalitatea muncilor. Dar cum face să le oferi satisfacție celor care lucrează, să vadă că eu am pus butonul ăla acolo, eu am livrat acel serviciu, pentru că știu că pentru angajații din generația asta, oamenii care lucrează în domeniul ăsta, vor să vadă un pic de finalitate, vor să vadă rezultatul muncilor mai Cred mai că concret. E foarte important să ai și cred că sunt și unele companii mari și foarte mari din zona Big Tech care fac asta foarte bine, lucrând în echipe mai mici, lucrând în streams. Ai fi surprinsă. Sunt birouri de programare la București și la Iași, spre exemplu, care suferă fix de păcatele de mai devreme. Oameni care lucrează, să zicem așa, în eprubetă. Sunt folosiți practic ca un centru de outsourcing în care au de făcut de la bucățica A la bucățica B. Da. Asta nu-i poate ține pe termen lung. Oricât de bine îi plătești, nu-i poți ține pe termen lung, pentru că oamenii vor să aibă ownership, vor să simtă că sunt parte din ceva mai mare, vor să înțeleagă de ce fac lucrurile pe care le fac. Și cred că de asta e important, spre exemplu, biroul din București e specializat, lucrează la soluția de white label, în așa fel încât să poată să aibă ownership și să vadă lucrurile end-to-end. Okay. Nu doar să scrie o bucățică de cod pentru o bucățică de produs și să nu vadă niciodată finalitatea lucrului respectiv.
Și cred că zona asta, cel puțin când companiile sunt mai mici, aș spune, cred că până pe la 5.000 de oameni așa orientativ, în funcție de companie, cred că lucrurile sunt foarte dinamice și ai foarte, foarte multă ownership și foarte multă vizibilitate. Okay. Și apoi o întreagă poveste, cum reușești după, eu nu m-am adaptat foarte bine după punctul respectiv. Lăsăm pe altcineva să ne spună, poate peste, nu știu, ceva vreme. Dar după partea asta de greu pe partea de angajare, ați deschis Talent Hub-ul ăsta pentru o nevoie de a aduce oameni care să ajute în proiect. Sunt curios care este focusul și pe growth în piață pe România. Obiectivul nostru este să devenim platforma numărul 1 de tranzacționare din Europa, de investiții. Okay. Din Europa și nu numai. Și atunci ne dorim să creștem în România, ne dorim să ajungem, obiectivul meu personal e 1 milion de utilizatori. Ăsta e obiectivul pe care când am mers la Revolut și am zis că eu vreau 1 milion de utilizatori din România, au râs de mine și au zis că probabil sunt delusional și am o problemă. Acum 1,5 milioane. Au depășit 1,5 milioane. Când am plecat eu, aveau aproape 1,5 milioane. Deci se poate. Cred că se poate pentru că investițiile. Și unul din motivele pentru care m-am alăturat echipei. Tot ceea ce ține de investiții și de cultură investițională în Europa este mult în urma Statelor Unite, mult în urma Asiei. Și atunci cred că avem o misiune educațională în primul rând aici, iar creșterea Bitpanda într-un produs de masă înseamnă creșterea în același timp a culturii investiționale, a faptului că oamenii înțeleg că banii nu se țin cash, că oamenii înțeleg că dacă ții bani în bancă nu fac pui, ci din contră se devalorizează din cauza inflației. Și atunci e o misiune educațională pe care o avem și ne uităm spre lansarea mai multor piețe din Europa. Până la finalul anului plănuim să fim prezenți cu echipe locale în 14 piețe din Europa. Inclusiv România? Inclusiv România și am început să ne uităm și în afara Europei, la zone în care am putea avea impact. Pentru că expansiunea internațională doar de dragul extinderii în piețe care sunt deja servite de produse, care servesc deja nevoia, nu e un obiectiv pe care ni-l propun. Aici vorbim oricum de pachetul complet, de pachet cu suport și cu toate cele, pentru că tu oricum poți să-ți faci cont chiar dacă ești din România și poți să tranzacționezi chiar în momentul vorbim doar de pachetul complet cu versiune de limba română, cu tot ce. Vorbim de versiunea localizată a serviciului, vorbim de posibilitatea de a depozita direct RON în platformă, care nu este disponibilă în momentul de față, ceea ce e o barieră din punct de vedere al product market fit. Noi din ce am mai auzit și din ce mai știm sunt niște probleme cu băncile și cu Banca Centrală a României, care a dat sfaturi către bănci de a nu. Nu e nimic oficial, dar pe neoficial se pun tălpi. Pe RON. Pe leu. Să vedem de ce bariere ne lovim ne când ajungem. Noi am avut o relație foarte bună. Am demarat bună. Cu înregistrarea la BNR, am primit acceptul să funcționăm pe teritoriul României cu licența pașaportată. Hai să vedem cu IBAN-uri în lei și atunci mai povestim. Și ultima chestie, sunt curios până la urmă de cum funcționează momentul acesta cardul în zonele în care funcționează. Ce fiuri sunt pe card sau ce fie de administrare sau chestii de genul ăsta, dacă știi. Aș vrea să spun, dar nu ți le pot spune pe de rost. Dar o ocazie foarte să bună. Facem follow-up. Abia aștept să mai povestim despre lucrurile astea și mă bucur că proiectul este în evoluție, în dezvoltare, pentru că putem să vedem cu ochii noștri un proiect care vine să se dezvolte și la noi, inclusiv nu doar să vândă servicii, produse și servicii aici și să și angajeze o echipă locală, ceea ce mă bucură foarte mult. Și experiența și aventura Bitpanda România ar putea să fie o lecție pentru mai mulți, mai mulți players, să zicem, din piața asta și poate vor convinge, să zicem așa, instituțiile de reglementare de la noi să se adapteze la acest nou normal și financiar. Cred că da, e un lucru foarte important și cred că e foarte important să do the right things și do things right. Și cred că prezența Bitpanda pe piața din România va arăta tuturor că lucrurile se pot face și altfel, că lucrurile se pot face și serios și responsabil față de tot ce ține de reglementare și de conformitate. Și într-adevăr, noi asta sperăm, să vedem mai multă deschidere și o uniformizare a legislației care ar ajuta foarte mult la nivel european. Până la urmă, nu e vorba că cineva s-ar opune legislației, ci pur și simplu am vrea să o vedem și să o înțelegem, nu și să fie transparentă, să fie clară. Da. Că, de fapt, asta este problema, nu faptul că ne-ar fi teamă de reglementare, ci pur și simplu am vrea să o vedem, am vrea să existe. Și în această notă aș vrea să încheiem, pentru că, din nou, mă bucur foarte mult că avem
încă un astfel de serviciu, e loc de încă vreo 10 în plus, gândiți-vă la câte bănci avem și avem prea puține, să zicem așa, servicii, să nu le spun doar exchange-uri orientate către cripto și către acțiuni. Avem nevoie ca tot mai mulți dintre cei care ne urmăresc, noi români în general, să ne diversificăm portofoliul, dar să o facem cu cap, ca să ieșim, după aventura asta financiară, să ieșim un pic mai bogați decât am intrat. Cred că ăsta ar fi un scop. Și să ne protejăm, dacă nu să ieșim mai bogați, măcar să ne protejăm economiile de inflație. Să ne protejăm valoarea economiilor. Valoarea economiilor, da. Pentru că, până la urmă, dobânda de politică și politica de dobândă și inflația sunt modurile prin care statul ne ia banii înapoi, ca să nu spunem altfel. Și tocmai de aceea trebuie să învățăm cât mai multe despre lucrurile astea. Irina, mulțumesc mult că ai venit. Eu mulțumesc. Mulțumesc și lui Andrei pentru partea tehnică și vă încurajez și pe voi să intrați cu noi în, în conversație mai jos la comentarii, pentru că sunt convins că și Irina o să se uite. Și sigur echipa... că da, și vom răspunde la tot ce ne-am acoperit, vom răspunde. Și cu siguranță poate ne mai vedem pe viitor și vedem cum evoluează proiectul. Mult succes încă o dată cu partea de angajări. Aveți un link în descriere pentru joburile disponibile dacă vreți o carieră în domeniul ăsta. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, dați-ne un like, un share și un subscribe și pe data viitoare să vă fie numai bine.